Eu sunt foarte bucuros că programul Samurai pe care l-am început încă din 2017, la începutul acestei campanii de calificare, este un program foarte valoros, în sensul că toți sportivii cu potențial de medalie se găsesc în acest program. Șansele de medalii. Cine știe foarte bine ce înseamnă această competiție și mai ales în aceste condiții, poate să analizeze faptul că va fi o competiție deschisă oricărui rezultat. Vom avea surprize plăcute, putem să avem și surprize neplăcute. Important este să mergem acolo pregătiți, să știm foarte bine regulile, să fim în stare să le respectăm. Deja sportivii noștri sunt într-un proces de pregătire foarte riguros în ceea ce privește cunoașterea regulilor și respectarea lor, pentru că toate aceste reguli vor face diferența acolo la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Scenariile le cunoașteți deja, s-a tot discutat, cel mai scenariu oferit de Comisia Tehnică Olimpică pentru sportul de performanță este situat în jurul cifrelor de 4-6 medalii. Eu personal cred că vom depăși acest scenariu. Îmi doresc să câștigăm mai multe medalii. Așteptăm concursul, e deschisă competiția, e greu de dat un pronostic.